Măsura dezvoltării unei țări este dată și de calitatea infrastructurii. Și vorbim de acest lucru de 30 de ani încoace. Fie că vorbim despre infrastructura rutieră, fie că vorbim despre cea feroviară, în România, în privința infrastructurii, suntem într-o totală nemulțumire și o eternă frustrare. În tot acest timp, calitatea vieții noastre este dată și de calitatea infrastructurii. Și suntem în continuă dorință de a ne dezvolta. Dar vorbim despre infrastructură. Luarea unor decizii depinde de multe ori de calitatea drumurilor, de calitatea infrastructurii, de timpul pe care îl pierdem dintr-un punct A în punctul B, de acasă la servici, de acasă atunci când ne gândim să facem cumpărăturile, atunci când ne deplasăm, atunci când ne gândim să dezvoltăm o afacere. În privința dezvoltării societății, în lipsa unei structuri adecvate a infrastructurii, o conectivitate care să ne ajute să ne dezvoltăm ca țară, ca localitate, stăm și batem pasul pe loc. Sunt 30 de ani de când am trecut de la un regim totalitar și ne dorim un capitalism, un nivel de dezvoltare a țării noastre care să ne ducă în rândul țărilor din vestul Europei. Eu vin din Bacău și știu cât de important este o centură pentru un oraș aglomerat. Cât de mult crește calitatea vieții, se reduce poluarea atunci când ai infrastructura adecvată. Sunt țări în Uniunea Europeană care au făcut din infrastructură o prioritate. Și dacă stau și mă uit la Spania, care este un exemplu de bună practică, în 1986, când Spania a intrat în Uniunea Europeană, avea 400 de kilometri de autostradă. Prin fonduri europene, la ora actuală, a mai construit încă 14.000 de kilometri de autostradă. Cel mai mare beneficiu se simte, de fapt, în calitatea vieții și în speranța de viață. Ferește că toate măsurile din infrastructură au fost dublate de investițiile în serviciile sociale, de sănătate, de educație, dar au pornit de la grija responsabilă față de infrastructură. În România ne împotmolim constant în studii de vizabilitate, care nu sunt elaborate profesionist, în caiete de sarcini făcute cu dedicație și nenumărate contestații. Este timpul și pentru noi să ieșim din aceste mentalități și să ne preocupăm în mod real de infrastructură. Și vedem în bugetul de anul acesta că s-au fost alocate fonduri substanțiale pentru continuarea ceea ce s-a început la drumurile naționale și în continuare pentru modernizarea infrastructurii feroviare. Vă rog să concluzionați, domnul deputat. Din poziția mea de vicepreședinte al Comisiei de Transport a Camerei Deputaților, îmi exprim toată disponibilitatea pentru a colabora și a găsi pentru România soluții cele mai eficiente pentru dezvoltarea infrastructurii. Bune practici deja există. Nu trebuie să inventăm noi roata acum, trebuie doar să o punem în mișcare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu!